au îngropat-o de vie. Când au deschis sicriul, trupul ei era rasucit siparul parul smuls, auzeam zgomote din mormântul ei. Sicriul era plin de zgrieturi, cum a murit una dintre cele mai mari artiste ale Romaniei. Pe 12 mai 1979, cunoscuta interpreta de muzică populară Ileana Sărăroiu a decedat în urma unei moarte brutale. În timp ce cânta la o nuntă în județul Călăraș, artista a suferit un accident vascular cerebral și a murit în drumul spre spital. Cu toate acestea, aceasta a fost doar începutul unui adevărat coșmar pentru cântăreață. Moartea misterioasă a Ileanei Sărăroiu După ce a fost declarată moartă, trupul neînsăflețit al Ileanei Sărăroiu a fost ținut la morga din Călăraș timp de o săptămână. Polițiștii au demarat o anchetă pentru a afla ce s-a întâmplat în ultimele momente din viața artistei, dar nimeni nu a putut explica cum a murit aceasta într-un mod atât de brusc și tragic. Ancheta a început cu femeia care i-a pregătit cafeaua la nunta la care cânta Ileana. Polițiștii au suspectat că în băutura artistei a fost pus ceva, dar nu s-a găsit nimic care să susțină această teorie. Autopsia a dezvăluit că Ileana suferea de anevrism, care a dus la accidentul vascular cerebral care a dus la moartea sa. Coșmarul care a urmat După ce a fost înmormântată în București, la cimitirul Sfânta Vineri, lucrurile s-au înrăutățit. Paznicii din cimitir au declarat că au auzit zgomote ciudate din mormântul artistei. Când au deschis sicriul, au descoperit că trupul neînsăflețit al Ileanei era întors cu capul în jos, iar părul și unghiile erau smulse. Aceste descoperiri bizare au dus la zvonuri că Ileana Sărăroiu ar fi fost îngropată de vie. Cu toate acestea, nu există dovezi concrete care să susțină această ipoteză. În schimb, există posibilitatea ca cineva să fi încercat să fure obiectele de valoare din sicriu, iar acest lucru să fi dus la deteriorarea trupului artistei. Moștenirea Ileanei Sărăroiu Deși a murit la o vârstă fragedă, Ileana Sărăroiu a lăsat în urmă o moștenire muzicală importantă. A fost una dintre cele mai apreciate interprete de muzică populară din România și a înregistrat numeroase albume care rămân populare și astăzi. Mai mult decât atât, Ileana a luptat mereu pentru drepturile femeilor și a fost o voce puternică pentru libertatea artistică. Astăzi, când îi ascultăm melodiile, ne amintim de talentul și curajul acestei artiste care a luptat pentru libertatea artistică și a adus bucurie milioanelor de fani. În concluzie, moartea misterioasă a Ileanei Sărăroiu rămâne un subiect de discuție pentru mulți români. Cu toate acestea, istoria adevărată a acestei interprete de muzică populară este una de admirat și de apreciat.